Am cea mai frumoasă mamă, a mea mamă când zâmbește, e ca floare. Așa, bună ziua! Stimată doamna Ecaterina, bine v-am găsit! Noi suntem compania Fort Surprize și am venit să vă bucurăm această zi frumoasă, căci sunteți amageată, da? Mulțumesc! Mulți ani înainte și vreau să vă mână acest buchet de flori. Este pentru dumneavoastră. Așa, aici un buchet pentru dumneavoastră. Să vă bucure sufletul. Aici aveți o tortă foarte gustoasă și dulce ca să vă îndulcească inima dumneavoastră. Așa, poftim, vă rog. Așa. Și șampanie ca să o serviți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Să o punem aici pe masă. Așa. Și vreau să vă întreb, mai este cineva omageată într-o zi cu dumneavoastră? Mai este într-o zi, nu, dar e că am nepoată, au fost ieri. Și acum luni. Ecaterina, știu că îi spune. Păi e Ecaterina și e și așa, eu tot Ecaterina. Te rog frumos, să vii mai aproape. Ecaterina, uite, și pentru tine este așa un buchet jingă și frumos. Așa. Mulțumesc mult. Da, vreau să vă întreb, doamna Ecaterina, de la cine credeți că poate să vină surpriza, vă dați seama? N-a știut până, nu știu, până s-ar fi. Vă dau voie să ghiciți. Doar de la Sfeta, de la... Asta cum a zis eu. Așa, ok, eu o să vă citesc... un mesaj de felicitare și prin cuvintele spuse cred că o să înțelegi de unde vine surpriza. Au trecut ani peste tine, mamă, ca din sorile peste munți și au ajuns acum acolo sus, unde zăpezile nu se mai topesc și părul tău rămâne nins. Ești măreață ca munții, acum și în tine ne avem izvoarele, noi toți copiii tăi. Asta vrem să-ți aducem aminte atunci când regreți că am ajuns departe de tine. Tu ai adus în calea noastră fericire, bunătate și dragoste. Îți mulțumim pentru lecțiile de viață pe care ni le-ai dăruit. Brațele mamei sunt făcute numai din iubire. De aceea copiii adorm atât de ușor în ele. Ești cea mai bună mamă, cea mai iubită bunică. Ai crescut cei mai bravi, frumoși copii și nepoți, care azi se mândresc și îți spune un sincer la mulți ani. În această zi minunată îți trimitem cele mai calde urări de bine și să știi, oriunde am fi, suntem mereu aproape. La mulți ani, scumpă și iubita noastră bunicuță, cu drag, din partea fiicei Svetlana, ginerele Alexei din Israel, nepoții Doinița și Nicolae din Germania, nepoții Daniel și Dana și la fel nepotul Igor din Israel. Mulțumim! Dacă aveți ce dumneavoastră le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Îi mulțumesc chiar că s-o trudit și eu trimesc aici un mesaj, dar tare e departe, tare greu ne întâlnim. Și vine la un an, dar e mult o zi ca să te vezi împreună. Sănătate, le doresc mulți ani, fericire și mi-e scump sănătatea decât toate cele. Când este, când nu-i, omul, dacă e sănătos, trece prin greutăți, prin toate cele, și prin bine și prin rău. Și le doresc sănătate și le mulțumesc în ziua de azi, s-o adus aminte. Mulțumesc! Mă vine Mila. Da, vreau să le aduc o mare mulțumire, atât verșorilor mei, cât și mătușii și moșului. Nu m-am așteptat la așa ceva. Suntem foarte emoționate, le mulțumim din suflet și așteptăm acasă, împreună. Ai mulți ani! Ai mulți ani! Scriești mare! Mamă, ce pozată! Domnul, ce pozată! Hai, bunica, să ne și sănătoasă! Să trăiești mulți ani!
bătrânețe ușoară și să avem și la anul la mai mult. Domnul știe pe mine, Dumnezeu. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Ce pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama.